Salutare, bun venit la un nou video. 11 grade afară, zi de primăvară. Tocmai am ajuns cu al treilea transport pe ziua de azi, de cherestea. Profit de faptul că am un prieten venit în vizită și mă ajută la... Și are cine să mă ajute la cărat, pus pe mașină, dat jos de pe mașină. Și chiar dacă-s noroaie, pentru că s-a dezghețat totul, toate drumurile s-au dezghețat și sunt noroaie peste tot. Chiar dacă sunt noroaie, am zis că e un moment bun să car materialele pe care le aveam pregătite la gater. Descărcăm aici mașina, după aia trebuie să mai facem un drum în pădure să căutăm niște pietre. Pietre pentru a le folosi la fundație, așa zis, la fundație. Pentru a pune sub structura de lemn. Plăcută căldura asta, chiar binevenită. E foarte frumos. Mă declară sătul de frig. După 3 ierni, acum sunt a 4-a iarnă, petrecut aici în pădure, mă declară sătul de frig și savurez fiecare clipă de soare și de căldură. Am pus ceapa la călit și facem în seara asta un ciolan cu fasole. Ciolan afumat cu fasole. Aici ciolanul. Paul curăță morcovii. Fasolea a stat anguiat de ieri. A venit seara. Arată bine, uite ce frumos fierbe. Și aici punem alea, nu? După asta, ce face fierbe. Mă, punem, amestecăm... Da, pe asta le punem aici. Da.
Deci chiar e o piatră de sus. Posibil, a fost multe piatră. E mai bine. Acolo am avut chiuveta aia prima. Aha, da, 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 da. Unde curgea apa la robinet afară, la colț. Mai săpăm după ce vedem pietrele. Da, clar, clar, clar. Abia să mai mai și pământul. Da. Ai pus aici? Am aici, aici, de asta, da. Păi nu, așa, e bine, e bine așa. Duc-i-o încolo? Da, da. Nu stai de fi. Cred că e aceeași chestie, de fapt. Nu te-ai dus adânc, nu? 20. Cu șurub. Mai
Aha, cana. Mai încolo. Mai? Mai, mai. Trebuie să spun asta. Cam bine. Cât mai sus, cât mai sus, ca să fie... A, așa. Aha. Dar cumpăra și cumpăra. Te gândeam că putem așa, la ori. Am prins. E bine. Ok. Le mai recuperez așa ca aia. Le ridica de sus și da, tras de jos. Thank you.
acolo mai de. Încă o zi la final, pregătesc o pastramă la ceaun cu mămăligă. Două zile cu ceva muncă, am început bucătăria, viitoarea bucătărie, camera care va extinde cabana. Și am reușit să fac împreună cu Paul, am făcut baza, peretele lateral și astăzi am ranforsările, iar astăzi am reușit să punem căpriorii legați de grinda cabanii. A fost ceva muncă, nu pare mult, dar ziua e scurtă și au trebuit făcute cumva adaptări și asta ți-a ceva timp. Am avut noroc că a fost Paul și m-a ajutat, cred că eu aș fi stat cel puțin dublu, singur, să fac toate astea. Mâine o să plece, deci de mâine încolo rămân singur pe baricade, dar nu e problemă, o să văd, să încerc să mai lucrez până în Crăciun, după Crăciun, fără grabă. Următorul pas este să fac acoperișul, după ce am făcut acoperișul pot să mă ocup fără griji de pereți, de interior. E un proiect care o să dureze toată iarna, chiar și în primăvară, în funcție de cum o să pot să evoluez, în funcție de multe aspecte. Deocamdată urmează o seară cu pastramă, cu mămăligă și cu un vin bun. Chestii bine meritate după ziua asta. Cald. N-a fost frig și asta a fost bine. Măcar atât. O să se mai răcească vremea în următoarele zile, acum înainte de Crăciun, apoi am văzut iar că o să fie un val de căldură. Aici o pastramă de miel, pur și simplu tăiată și pusă la ceaun. O rețetă extrem de simplă și care nu dă greș niciodată. Și aici mămăligă din mălai de moară. Vreți vezi ce repede tai eu? Da. Hai, ia, uite. Să văd cât de repede pune pe tai. Menechineau. Dar va trebui să mai faci o podea, să nu ne prea. Păi măța e mică și...
schimba roțile, dar soatele nu sunt noi. Sunt mai vechi decât astea de le-am. Sunt din primul an, din prima iarnă. Da, prima iarnă, deci au 3 ani. Și... Însă erau mai bune decât astea pe care le aveam acum. Nu sunt atât de roase. Și sper să trec bine iarna cu ele. Adică trebuie. O să trec iarna cu ele. să fiu optimist. Fric, -7 grade, a dat și un praf din soare peste noapte, 2-3 cm. Un val de frig acum, înainte de sărbători. Am văzut că de Crăciun se încălzește vremea la loc, să fie iar până spre 10 grade, cu plus. Se apropie finalul de an, cu pași repezi. Probabil o să mai fie, în afară de videoul ăsta, probabil o să mai fie încă unul sau două. Acum ultima săptămână, apoi din ianuarie, o să reiau activitatea după 8-9 ianuarie. E vacanța aia copiilor, prima săptămână și o să fiu prins cu alte activități. Deci la extensia cabanii nu știu ce o să mai fac anul ăsta. Probabil o să mai fac de ceva, dar nu mare lucru. O să revin din ianuarie cu activitățile aici. Ei, Tur, ei, ei! Aaaa!
Thank you.